Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Catarul, semnat de Stanislav Lem. Roman apărut în anul 1976 și l-a noi tradus la editura Nemira. Un fost astronaut american pleacă în Europa pentru a descoperi cine stă în spatele unui lanț de evenimente misterioase. Ajungând în capitala Italiei, protagonistul este implicat într-un atac terorist ce are loc în cel mai securizat aeroport din țară, un atac pe care reușește să-l deconspire. Acțiunile sale atrag atenția unui expert în computere din Paris, Philippe Barthes, și acesta decide să discute cu protagonistul. Astfel, fostul astronaut află că trebuie să plece la Napoli, locul unde au avut loc o serie de dispariții, dispariții ce au implicat cetățeni americani. Martorii susțin că acești cetățeni au avut o serie de atacuri psihotice, total necaracteristice persoanelor respective, și protagonistul, chiar dacă nu este detectiv, decide să se implice activ în anchetă. Catarul de Stanislav Lem este un roman scurtuț care începe un pic greoi, însă după câteva capitole reușește să te prindă. Suspansul este prezent în carte, protagonistul narator introduce natural cititorul în acțiune și încearcă să prezinte cât mai obiectiv șirul evenimentelor. Cu o puternică influență de roman polițist, Catarul urmărește o serie de dispariții bizare, cei implicați având o multitudine de lucruri în comun, dar și suficiente discrepanțe în ceea ce privește modul de viață sau anturajul. În romanul semnat de Stanislav Lem, cititorul este plimbat prin povestea de viață a victimilor alături de narator, dar și de poliția din mai multe țări. Protagonistul descoperă, puțin câte puțin, noi piste și detalii legate de dispariții, punând la contribuție atât cunoștințele sale din domeniul în care a activat, cât și curiozitatea sa nativă. Catarul este un roman ce se citește ușor, firul narrativ este bine construit, iar cartea pune în evidență puterea pe care o poate avea un gând, relația între o cauză și un efect, dar și tendința omului de a sări la concluzii pripite. Recomand Catarul cititorilor ce sunt pasionați de romane polițiste cu elemente SF. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!